Vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Cristian Claudiu Bârsan, a participat miercuri 10 aprilie 2024 la manifestările prilejuite de împlinire a 100 de ani de apariție a primului număr al revistei Școala Noastră, publicație de educație și cultură pedagogică, editată de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Casa Corpului Didactic Sălaj. În primul număr al revistei Școala Noastră din 15 aprilie 1924, învățătorul Grațian Capătă scria: chemarea a dascălilor e să învățăm, convingem și ducem poporul pe calea propășirii. Datoria aceasta ne-o vom împlini dacă, pe lângă cunoștințele, educația și dexteritățile ce dăm tinerilor mlădițe, ne vom îngriji și de luminarea, înnobilarea și obișnuirea tineretului și a oamenilor adulți cu cele bune, nobile și folositoare tuturora și neamului. Dacă vom munci sârguincios atât în școală cât și afară de școală pentru ridicarea neamului, munca ce ne așteaptă e grea, căci ogorul e înțelenit și plin de multe buruieni. Dar dacă vom lucra cu toții umăr la umăr, sfătuindu-ne și îmbărbătându-ne, vom izbuti și atunci, pe lângă mulțumirea sufletească, va veni și răsplata recunoștinței. La 100 de ani distanță, acest crez rămâne unul pilduitor pentru ceea ce înseamnă formarea și luminarea generațiilor actuale și viitoare de elevi, dar și pentru rolul pe care profesia de dascăl trebuie să-l aibă în societate. Vă felicit la acest moment aniversar important pentru profesia dumneavoastră. Sunt puține reviste în țară care împlinesc această venerabilă vârstă și care au rămas mărturie a modului în care prestigiul, vocația de dascăl s-a menținut timp de un secol în ciuda condițiilor poate de multe ori neprielnice. Este în același timp o platformă pe care pedagogii au reușit să colaboreze într-o profesie în care comunicarea și colaborarea sunt principalii factori care pot conduce spre evoluția profesională. La mulți ani, a subliniat în cuvântul său Cristian Claudiu Bârsan.